Baftă! Doamne ajută! Asta-i lelea ce frumoasă, lelișoară, frumoșică, nu frațeasă, nici acoasă, lelișoară, fa! Asta-i lelea din cerdac, lelișoară, frumoșică, și nu știa cu ninac, lelișoară, fa! Leleșoara și-a voinic, leleșoară frumușică, doarme lângă mama ligă, leleșoară fa. Mama ligă dă din oală, leleșoară frumușică, ia cu somnul se omoră, leleșoară fa. Asta-i lelea, doamne-i lelea, da, să-i dai să-i crape pielea. Să-i dai să-i crape pielea. Cât-i verde, săradică, leleșoară, când nu știu-o faci, mama ligă, leleșoară, fa. Ia-ți una mai statută, leleșoară, frumoșică, faci mama ligă crudă, leleșoară, fa. Cheamă mâța s-o mănânci, leleșoară, frumoșică, mâța mea urne și fuge, leleșoară, fa. Și fugi pe ușa afară, leleșoară, frumoșică, tot la laptele din oală, leleșoară, fa. Cum își smulți prâșanile, leleșoară, fa. Dă-te ziua să gătesc, leleșoară, frumușică, și nimica nu mușesc, leleșoară, fa. Ai leliță cu buze duși, leleșoară, frumușică, n-o lucră, nici nu mănânci, leleșoară, fa. Ai dat-o în pune la icoane, leleșoară, frumușică, ți-or sari ochii de foame, leleșoară, fa. Leleșoară, leleșoară, frumoșică, că-i papat de obrajoară, leleșoară, fa. Cade pudra după ele, leleșoară, frumoșică, și rămâne urățele, leleșoară, fa. Ei, ești frumoasă și drăguță, leleșoară, frumoșică, dar te dai cu pudră multă, leleșoară, fa. Ei, și când te-am văzut azară, leleșoară, frumoșică, parcă vine-ai de la moară, leleșoară, fa. Aici, în platoul Vedetei Populare. Bine v-am regăsit. Ce ne spuneți despre Alexandra? De ce vă place? Am venit cu ea la Vedeta Populară pentru că este foarte talentată. Este o fată frumoasă, cred că ați constatat, și că merită să ajungă o vedetă populară. Eu așa cred. Așa e? Mulțumim foarte mult, Elena Pădure. Și vă mai așteptăm la noi. Cu drag, mulțumim. A, stați așa, am înțeles că îmi spun colegii mei că aveți ceva. Păi n-am venit cu mâna goală. Hai, eu am venit. Ce ne-a adus Elena Pădure? Eu? Ia uite, un coș. Dar nu l-aduce și în spate? L-aduce și la noi, oare? Am adus plașintă. Așa, bun. Am adus cârnați. Da. Am adus niște costițe afumate. Bun. Un păstrăv în copză, așa cum se spune la noi. Da. Bun, dar am eu o întrebare. Cui le dați? Păi le lăsăm aici, așa și ne apucă să mănânci. Eu aș zice așa. Trebuie să mediez povestea asta. Dacă îl dăm la juriu, se va interpreta, nu? Nu e corect. Nu? Corect. Nu e corect, nu. Dacă rămâne la mine, săptămâna viitoare o să am 4 kg în plus. Dacă... Uite, nu, gata, îi dăm lui Marius. Ia uite, orchestra, gata. Dar nu uitați acord? Că uitați băieți să fac... Hai, încoace, vin încoace. Marius, ce facem? Ne sacrificăm noi. Dom'le, facem jumate-jumate. Ca să nu vă sfagiți, îl împărțiți. Bun, ia-l acolo și după emisiune, gata, îl oferim tuturor. Bine, împărțim povestea. Mulțumim, Elena Pădure. Cu drag. Doamnelor și domnilor, dragi telespectatori,
Nu, nu, nu vreți să știți cum miroase acum în platou, deci aș vrea să fiți aici. Nu le dau nimic! De să mirosim un pic. Și acum să trecem la jurizare. Grigore Leșe, vă rog. Mi-a plăcut ea că o sta deoparte, să strige doamna pădure, știi cum o zic, nu strigă până ce ține grumazul, că eu horesc. Și în final, când o-i găta, o-i da și eu de înțeles că știu striga, numai n-am vrut să strig tot timpul. Așa. E mulțumim, bine. Mulțumim! Eliza Stan, vă rog. Mie mi s-a părut un moment de-a dreptul spectaculos. Se vede că Alexandra are glas, are un timbru deosebit, respiră bine, cântă corect din punct de vedere intonațional și ritmic. A fost deci foarte bine. Momentul? Mi-a plăcut foarte mult momentul. Bun. Mulțumesc! Nicolina. Ai fost impecabilă. Îmi place că ești veselă și atunci când cântecul este satiric, așa cum spuneai tu mai devreme, interpretarea este pe măsură, înseamnă că nu cânți doar din suflet, cânți și cu mintea. Și asta este foarte important pentru o vedetă. Felicitări! Mulțumesc mult! Mulțumesc. Cornelia? Îmi place tare mult Alexandra. Și caldă, și gingașă, și foarte prezentă în același timp. Părerea mea este că are tot ce-i trebuie. Spune că aștepți momentul acesta ca să vezi dacă e pregătită pentru scenă. Da, și a fost foarte bun acest moment. Și m-aș bucura de acum înainte să aud că faci o carieră frumoasă. Pentru că, încă o dată mă repet, ai tot ce trebuie. Toate ingredientele sunt de partea ta. Dumnezeu a avut grijă și a pus acolo la tine. Mircea Dinescu, vă rog. Eu trebuie să spun că am fost foarte încântat de strigăturile doamnei pădure. Eram convinsă că asta o să spuneți. Îmi pare rău pentru prietenul meu, Leșe. Știți că și în emisia trecută a zis, doamne, mie îmi place mi-a să strige, doamne. Mi-a plăcut foarte tare cum a strigat doamna. Place. Cum să nu când strigă? Numai după ce eu pun să cânt eu o oră, să vedem o mai cântă? După ce strig o jumătate de oră. Păi nu mai cântă. Grigore, n-are strălucire. Cineva, nu mai stai să mai iei la întrebări. Păi nu, dar doamna știi cum cântă, iese. Ea rămâne și trebuie să horească în continuare. Deci v-a plăcut. Mi-a plăcut, da. Mi-a plăcut. Mulțumim. Și încă o dată. Mulțumesc mult. Foarte bine primit momentul de către juriu. Iată, ai schimbat registru. Se pare că a fost o alegere câștigătoare. Să vii pe două stări diferite. Vedem proba a treia. Atenție mare. Succes. Mulțumesc.